Cu puțin timp în urmă am văzut și eu ce ați văzut și voi. Cătălin a postat un scaun gol și ne aducea aminte, probabil încă o dată, că ar fi nevoie de oameni care să încerce să se așeze la dispoziția lui Dumnezeu și să slujească și prin media. Am stat, m-am gândit puțin la Cătălin, m-am gândit puțin la scaun și am zis că ce-ar fi să încerc să văd cum este scaunul acesta. Așa că mi-am luat Sfânta Scriptură, mi-am luat laptopul, am venit să mă așez pe el, să văd dacă este cald, dacă este rece, dacă este comod. Drept să vă spun, nu știu exact ce o să facem. Important este că am plecat cu ideea de a veni și a încerca să moderez câteva emisiuni, nu emisiuni complicate, emisiuni de dialog. Din punctul meu de vedere, mi-aș dori să stau de vorbă cu slujitorii despre slujire, mi-aș dori să stau de vorbă despre familie, cu unele familii, probabil vor veni și alte subiecte în discuție. Deocamdată ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, inspirație și vă spun care este speranța mea. Dacă voi fi aici din când în când, pentru o perioadă, sper ca alți colegi și alți oameni să aibă același gând, să se gândească cum pot ajuta și ei, să se roage lui Dumnezeu și apoi prin participarea noastră să vă slujim pe dumneavoastră cei care ne primiți în case și să-L onorăm pe Dumnezeu. Așa că, dacă Domnul ne va ține cu viață și cu sănătate, de săptămâna viitoare vom încerca să intrăm în casele dumneavoastră pentru început, cum am spus, să readucem în discuție ideea slujirii și să readucem în discuție familia, care ne este atât de dragă și care este așa de mult lovită în perioada aceasta, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos este viu și atotputernic, întotdeauna a existat și există speranță. Așa că vă dau întâlnire pentru săptămâna viitoare la o emisiune care sperăm să fie simplă, frumoasă, să fie binecuvântarea lui Dumnezeu pentru voi și prin voi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru mulți. Rugați-vă pentru noi și haideți să ne întâlnim săptămâna viitoare la prima emisiune.